encourages the worst qualities of you. Are you entirely sober now? You know what it is it made me feel like this. Hei, dragilor, ne-am întors cu un nou videoclip foarte interesant, cu un subiect care știu că o să vă placă foarte multora dintre voi, pentru că sunteți poate unii dintre voi din aceea generație cu mine, ați copilărit cu desenele, cu filmele Disney și da, astăzi atingem un alt subiect foarte sensibil, foarte controversat, despre vedetele Disney de altă dată și despre cum au fost abuzați, cum au fost folosiți, cum au trecut prin foarte multe experiențe traumatice povestite chiar de ei. Așa că urmăriți până la capăt acest videoclip, nu uitați să-mi lăsați un like și de asemenea și părerea voastră despre acest subiect sau cu sugestii despre alte subiecte pe care vreți să le discutăm. Așadar, vorbim despre vedetele pe care le super iubim de când eram mici, vedetele Disney, care au suferit abuzuri numeroase de-a lungul experiențelor, mai ales ca vedete Disney. Așa că, după cum știți și voi, Disney a produs numeroase vedete de succes chiar și acum, și erau acum și 10 ani, sunt și acum, cum ar fi Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, Jonas Brothers și super mulți alții. Dar vom vorbi despre câțiva dintre ei și despre experiențele pe care le-au avut ca, să zicem, cumva copii vedetă, așa ar putea să le spunem. Deci, care au fost experiențele lor? De pe lângă toate aceste imagini glamuroase și mii de fani, lux, opulență, ce se ascunde în spatele cortinei? Și avem de la experiențe, credeți-mă, traumatizante, la vedete care au fost închise în cabină, în cameră pentru a nu mai mânca, despre copii care munceau ca să-și întrețină familia, da? Au fost actori care munceau ca să-și întrețină familia, cum ar fi, de exemplu, faimoșii Zack și Cody, adică frații Sprouse. Așa că vom începe cu cea mai vocală persoană, cea care a vorbit cel mai mult despre experiența traumatică pe care a trăit-o și aici ne referim la niște acuzații foarte, foarte grave pe care le susține Demi Lovato. Again, dacă sunteți din generația mea, cu siguranță cunoașteți pe Demi Lovato din foarte multe seriale de la Disney Channel, de exemplu Sony și Steluța Norocoasă, Camp Rock, mai era un desen, mă rog, desen, nu e chiar desen, de fapt, sunt filme, îmi scap acum, o să vă las aici. Oricum, cu siguranță, toți am auzit de ea. Și deși am iubit toate aceste seriale, au fost, frate, am trăit cu ele și nu știu de voi, dar eu am experiențe foarte frumoase cu aceste seriale. Cu toate aceste dezvăluiri, n-au cum să nu te pun așa un pic pe gânduri, nu e așa? Dar așteptați să vă zic că o să fiți șocați. Mai exact, Demi Lovato povestește niște interviuri din anii trecuți, niște experiențe foarte nasoale. Aceste dezvăluiri au avut loc de undeva prin 2020 și ne povestește cum a avut probleme cu substanțele interzise, eating disorder și toate aceste probleme care susținea că se trag din copilărie, din adolescență, atunci când era un copil vedet. Dar ce s-a întâmplat? Păi, haideți să vă zic, inclusiv o răpire. Da, inclusiv a fost răpită, abuzată. Sunt niște experiențe, ar fi trebuit să vă pun niște advertizmente cumva, să vă spun că sunt niște subiecte foarte hard așa, foarte greu de ascultat, mai ales pentru cei care urmăresc aceste persoane, dar o să vi le spun. Ea povestește cum atunci, undeva prin 2007-2010, când a fost mai activă la Disney, cum a trăit toate aceste experiențe, adică cum programul de la filmări era absolut full, nu avea timp să-și sune propria familie, pur și simplu, că o suna pe mama ei plângând din cauza oboselii, pentru că programul era așa fel încât nu aveai timp de altceva. Nu aveai efectiv timp fizic să faci altceva, în afară de muncă. Dar trecând peste acest lucru care este cea mai mică problemă din cele pe care o să vi le spun, ea povestește cum, la fel ca în cazul fraților Sprouse, era persoana care aducea bani în familia ei, pentru că tatăl său a renunțat la jobul lui pentru a fi managerul lui Demi, iar mama sa era casnică. Mai mult povestește și cum cineva din stafful ei avea acest obicei să o închidă în cameră pentru a nu mai comanda la room service, adică să nu mai comande mâncare, îi nu mai închidea toată mâncarea din frigider, știți că sunt acele frigidere mici,
Ei bine, nu exista nicio mâncare, nici măcar acolo, îi luau mâncarea de acolo, se asigurau că nu există în minibar nimic și chiar o închideau cu mobila în exteriorul camerei, adică cumva împingeau ceva la clanță pentru a nu putea ieși. Știți ce zic? Adică blocau pur și simplu ușa cu, mă rog, ceva mobilă. Și pe lângă faptul că a suferit inclusiv o răpire în timpul filmărilor, nu prea ați spus despre cine este vorba, dar cumva asociază experiența asta cu cineva din stafful Disney, dar nu aș vrea să intrăm în genul ăsta de experiențe pentru că chiar și cu trigger warning, nu știu ce să zic, a suferit foarte multe lucruri care au traumatizat-o și au determinat-o să facă o supradoză acum niște ani de, din cauza consumului excesiv de droguri, care e așa genul ăsta de persoane care sunt expuse la atât de multe evenimente traumatice, apelează la droguri pentru că sunt niște persoane care își permit să apeleze la genul ăsta de scăpări. Mă rog, pauze. Really struggled with this. Are you entirely sober now? Alte experiențe, poate cum mai știți pe Bella Thorne, ea povestește cum cineva din stafful Disney Channel aproape a concediat-o la vârsta de 14 ani atunci când, în timpul liber, da, ca să înțelegeți ideea, în timpul liber a fost prinsă de către niște urmăritori, dar nici măcar, pur și simplu era la plajă, purta un costum de baie și un lănțișor din acela de corp. Cineva a pozat-o, a postat în social media, imaginile s-au viralizat, iar ea era să fie concediată pentru că era considerată cumva că strica imaginea Disney. Știți ce zic? Adică, băi, ne dai, ne strici imaginea, ne, mă rog, ne faci de râs. Și așa că era cât pe ce să fie concediată. O altă persoană super cunoscută, nu-i așa, din sfera asta Disney și super iubită, este Selena Gomez. Dar astea sunt niște afirmații ceva mai recente. Probabil că știți că Selena a avut un serial ce s-a numit, sau mă rog, un film ce s-a numit My Mind and Me, parcă, în care povestea în urma unui interviu foarte nasol pe care l-a avusese și în care a primit niște întrebări absolut penibile, urâte, mă rog, genul ăla de dump questions, adică prostești, nu știu, super unprofessional. Și după ce a terminat acel interviu, a spus că mă simt oribil, mă simt la fel ca în vremea în care eram la Disney și eram tratată ca un produs. Adică ea spunea un fel de I feel like a product. You know what it is it made me feel like this. It's a trigger. I've spent years of my life trying to not be that. Deci, mă rog, nu e o experiență atât de traumatizantă, but still. Și acum avem poate una dintre cele mai interesante povestiri cu frații faimoși și frați, doamne, deci nu, trebuie să-mi ziceți în comentarii dacă voi ați văzut și ați iubit acest serial cu Zack și Cody, nu știu, n-aveți cum să nu-l vedeți și dacă nu l-ați văzut, poate aveți chef să vă relaxați la el. Mă rog, era mai degrabă pentru copii. În fine, faimoșii frați Sprouse. Aici intrăm în niște subiecte ceva mai deep, poate pentru că nu numai că au fost exploatați în ritmul și cantitatea de muncă, v-am zis, adică au realizat foarte multe sezoane din Zack și Cody, inclusiv un singur film pentru că al doilea n-a mai avut loc pentru că ei nu au vrut. Și vă dați seama, pentru niște copii care au început să facă asta de la 8 luni, și nu exagerez, ei au început să intre în lumea divertismentului la 8 luni de viață, da? Și aici intrăm în partea deep în care vă spun că numai că au fost exploatați de stafful Disney. Oricât de mult am iubit Disney, trebuie să fim de acord cu faptul că își tratează cumva vedetele ca niște produse, pentru că ele, asta sunt, niște produse. Oricât de dur ar suna, din păcate. Dar ei au fost exploatați inclusiv de părinții lor. Și da, ați auzit bine, amândoi povestesc cum, din cauza faptului că aveau probleme în familie cu banii,
și din cauza problemelor psihice pe care mama lor le-a avut, au fost forțați cumva să muncească de mici ca să își întrețină familia care nu prea avea bani. So the choice never really existed. I was there. That's it. Și cum mama lor avea, ea a împins tot mai mult să muncească, să participe la tot felul de seriale, filme, au apărut în Friends, au mai apărut în ceva filme înainte de experiența Disney, dar ce este cu adevărat traumatic este că mama lor, deși spun că este, mă rog, inspirația lor și așa, au spus că mama noastră ne-a exploatat pentru bani, ne-a împins să facem muncă de ore în șir de la o vârstă extrem de fragedă. N-am zis niciodată stop, că noi practic aduceam banii în familie. It seemed like to me it made a lot of financial sense to her to put us into acting. It made, I think it satisfied some sort of narcissism that she probably had in order to be recognized as this sort of artistic success. I think the entertainment industry just kind of broke her. This industry in very many ways, it encourages the worst qualities of you as a person. Și cam asta a fost experiența lor. În schimb, o să facem un video separat despre cei doi frați, pentru că sunt un subiect foarte interesant, chiar super interesant. Trebuie să spuneți și părerea voastră, abia aștept. Și nu uitați de un like în cazul în care vă place conținutul. Să-mi spuneți părerea voastră, sugestii de alte subiecte și noi ne revedem data viitoare cu noi videoclipuri. Vă pup!